avem mai puțin de 15 puncte la ordine de zi. Primul punct, proiect de hotărâre privind desemnarea doamnei consiliera Babi Carmen, președintele ședință pentru luna februarie 2020. Toate proiectele sunt inițiate de domnul primar, dar și vreau să repet la fiecare pe inițiator. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea țelii școlare locale pentru anul 2020-2021. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind stabilirea indemnizației anuale pentru persoane cu handicap sau reprezentanților legale privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. Punctul 4. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariului de bază brut lunar asistenților personal al persoanelor cu handicap grav, începând cu luna ianuarie 2020. Punctul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetelor înăcăvite pe Secretarul de Funcționare și Dezvoltare pentru trimestrul 3-2019. Punctul 4. Punctul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetelor înăcăvite pe Secretarul de Funcționare și de Dezvoltare pentru trimestrul 4-2019. Punctul 7. Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale recurată în hotărârea Consiliului Local numărul 100 din 29-11-2019, privind aprobarea acestui în domeniul public în domeniul privat al terenului în suprafață de 323 de metri pătrat, teren aferent proiectului amenajare parcare primării a Târgu Jordeș. Punctul 8, privind proiectul de hotărâre pentru aprobarea strategiei locale a comunii Târgu Jordeș, privind accelerarea și dezvoltarea serviciilor comunitare de utilități publice pe 2016-2022. Punctul 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiune și lucrări de interes local pentru anul 2020. Punctul 10. Proiect de hotărâre privind modificarea contribuției la economia circulară pentru deșeurile municipale, deșeurile din construcții și desfințări, și destinate a fi eliminate prin depozitarea pentru anul 2020. Punctul 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării nomenclaturii arhivistic. Punctul 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați după încheierea contractului de achiziții și de asigurare a cofinanțării de la bugetul local pentru obiectivul de investiție în ființarea rețea canalizare menajarea locuitatea Vișoara, comună pe totul județul Bacău. Punctul 13. Proiect de hotărâre privind procedurile de urmărire și verificare a măsurilor dispuse prin decizia numărul 50 din 16-1-2020 a directorului adjunct al Camerei de Comerț al județului Bacău de Camerei de Conturi de prelungirea termenului pentru realizarea măsurilor dispuse prin decizia 50 din 7-12-2017. Punctul 14. Proiect de hotărâre privind înființarea procedurii de închiriere a parcelor aflate în proprietatea privată a comunității cu totul județul Bacău. Și la punctul 15. Diverse. Dacă aveți ceva de obiectat la aceste puncte la ordine de zi. Domnul consilier Mitter, deci aș vrea să fac o remarcă, domnul președinte. Dumneavoastră, la punctul 4, să se înțeleagă clar. A spus așa, proiect de hotărâre stagnarea salariului de bază. Vă rog să spuneți, proiect de hotărâre privind stabilirea salariului de bază, pentru că se înțelege cu totul altceva. Deci atât vreau să spun. Nu-i stagnarea, e stabilirea salariului de bază. Brut lunar, personal, ai personal cu handicap grav. Ați auzit greșit. Da. Nu, am înțeles. Chiar să așa. Poftiți, domnul. Aș vrea să punem spre aprobare, adică punctul 5 și 6, cu execuția bugetară pentru trimestrul 3 și 4, să dezbatem pe capitole. Adică să punem spre aprobare pe capitole. Să fie discutat pe capitole, nu la unde. Asta când ajungem la puncte respective. Eu am spus înainte de a se aprova. Când punem, considerat. Proiectul respectiv adică să fie făcut, dar pe capitole. A, nu înțeles. Altcineva? Dacă nu, vă rog aprobare. Cine este pentru? Împotrivă, abținere. Putem întrece la ordinea de zi, înainte de a trece procesul verbal. Sunt două procese.
dacă aveți obiecții la bugetul verbal. Dacă nu aveți, supun aprobării. Cine este pentru? Mulțumesc. Deci facem referire la procesul verbal din 11.12. Da. Și mai este din data de 12.12. Din 23. Da, da. La 12, 2019. Da, da. Deci e bine arunat. Da. Aveți obiecțiuni? Cine este pentru? Dacă n-am fost prezent, vă abțineți. Vă abțineți, da? Cine a fost prezent? Noi. Ce să mai fac? Da, lăsați că eu nu am fost prezența cealaltă. Trecem la ordinea de zi. Primul punct. Proiect de hotărâre privind desemnarea doamnei consiliera Babi Care, președinte de ședință pentru 1 februarie 2020. Discuții? Obiecțiuni? Nu? Supun aprobări. Cine este pentru? Împotrivă? Nimeni. Nimeni. Punctul numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea țelii școlare locale pentru anul 2020-2021. Discuții pe marginea acestui proiect. O singură remarcă. Grădinița din Tăbăbătul și nu din tuta nu apare în această... Uitați-vă pe... Da, da, da. Este? Da, da, nu apare. Mențiuni. De ce nu apare grădinița din tuta, în rețea? Pentru că este la școală, de-aia nu apare. Este la școală, totuși? Nu, școala tuturor. Așa mi s-a dat explicația. Păi și atunci... cum de școală de totuși, de separat și... Păi, dar ai trecut, dacă vă uitați, domnul președinte, dacă vă uitați, e trecut la numărul de preșcolar, 57, da? Da. La numărul de elevi din spețe școlari, 224. Da. 224, da? La școală gimnazială, din statul tuta, fiind acolo, da. De asta, cred că asta e. Deci numărul de elevi din școlari apare. Da, da. Este o predicție mare, deci, cu alte cuvinte, după maghietul, s-ar părea că această grădiniță desfășoară activitatea în cadrul școlii. În centra școlii, da. Dar este construcție separată, corect, alimentar la energie electrică separat, alimentar la rețeaua de apă separat, grup sanitar separat, curte separată. Cam ușor. Păi, faceți ca și mențiune, da? Vedem ulterior la... Da, da, da. Deci asta a fost punctul de vedere al școlii. Da. Și plecat de la inspectorat. Da, dacă permite, doamnă, din anii precedenți. Deci noi tot așa am avut. Deci structura e la fel ca anul trecut. Tot la fel am avut. La fel a fost. Deci organigrama și cum a fost structura concepută, deci la fel a fost. Domnul Cazăr. Oricum eu știu, dar nu-i corect. Dar puteți să-l spuneți, domnul Cazăr. Ridicați problema. Din moment ce este trecut în... grădinița face parte din școala cu clasele de 1-8, da? Datorită faptului că personalul e auxiliar. Ca să fie și la școala tuta, tot două îngrijitoare ca la totuși. Pe când grădinița, deci are o jumătate din ordine pentru trei grupe și încălzări cu lemne, trei stobi, jumătate din ordine îmi se pare prea puțin. Și eu băga jumătate din ordine la școală ca să fie o normă jumătate și cu jumătate să fie două în total pe școală. Să la urmă treabă, nu? Da. Am înțeles. Da, domnule. Dacă suntem tot la discuția cu școala, aș vrea totuși să-l întreb pe domnul primar dacă se fac angajări, că am înțeles că se fac angajări la școala la tuta, pe posturi de îngrijitor sau nu? Nu, sau este o... Nu, eu am întrebat dacă se... Rămâne același personal care este actualmente acum? Da. Și cu programul care l-a avut și înainte, sau s-a modificat între ei, adică cine a avut jumătate de normă, a primit o normă întreagă și cine a avut o normă întreagă, a trecut. Domnul Vlad, vreau să răspund. Domnul, nu știu, deci încadrări de personalul sunt la latitudinea directorului, adică doamne Frecean și directorul școlar. Și când au stabilit numărul de personal auxiliar,
ca să nu iasă discuția, asta este părerea mea și cred că e și motivată, voi intru grădinița în titulatura școală, ca să echilibrez, dar efortul, deci munca depusă de către personalul de acolo, nu se compară cu munca depusă de cele două de la școală, că spațiul este mult mai mare, având în vedere că și grădinița a prins. Bun, și atunci, deci, eu întreb așa, domnul primar, atunci ce măsură o să se ia sau? Rămâne ce să discutăm cu cei de la Bacău, inspectorul. Deci cu această mențiune. Deci nu mi se pare corect, adică domnul îngrijitoare să facă față și... Supun aprobării cu această mențiune. Cine este pentru? O să ne înormântăm. Cine este pentru? Mulțumesc. Punctul 3, da. Proiect de hotărâre privind stabilirea indemnizației lunare pentru persoana cu handicap sau reprezentantul ei legal, conform legii 448/2006, privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. Acest proiect, cine... S-a modificat vederea de guvern în care s-a mărit salariul de economie și s-a modificat și indemnizarea. Și acum, conform noului cod administrativ, scrie cu orice majorare sau... Da, trebuie să supun aprobări. Cine este pentru? Împotrivă, să abține. Mulțumesc. Trecem la punctul... Proiect de hotărâre privind stabilirea salariului de bază brut lunar al asistenților personală cu handicap grav începând cu anul ianuarie 2020. Același problemă. Supun aprobării. Cine este pentru? Mulțumesc. La punctul numărul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetelor întocmite pe secțiunea de funcționare și de dezvoltare pentru trimestrul 3-2019. Cine se înscrie la cuvânt? Domnul Iteru. Și dumneavoastră. Altcineva? Dăm cuvântul domnul Iteru. Poftiți. Mulțumesc, domnul președinte. Deci, am ședința pe comisii de ieri. Am discutat cu mențiunea, deci noi am discutat și am și menționat în raportul de specialitate. Vedem că la punctul numărul 5 este execuția bugetelor întocmite pe secțiunea de funcționare pentru trimestrul 3-2019. Da. Exact cum a punctat colegul meu, domnul Ungureanu, aș dori ca să dezbatem acest proiect de capitole. Întrucât... Unde aveți de rogă, dacă spuneți? Am mai multe primul capitol. Am mai multe remarci. Deci, nu numai asta. Dacă dumneavoastră vă uitați bine, la cheltuielile secțiunii de funcționare, așa, au fost în sumă de 3.893 de lei, da? Da. După aia... 1.23. Da. După care spune așa, dacă îmi permiteți, da? Da. La autorități publice 1.464 de lei. Suma cheltuită pentru drepturi salariare, 886.000 lei și indemnizații plătite în persoane de autorități. Consilier local, 210.000 lei. Cheltuieli materiale, 368.000 de lei. Aceasta însemnând furnituri de birou, materiale de curățenie, încălzit, iluminat și forța motivă, carburanți și lubrifianți, materiale și prestări servicii, cu caracter funcțional, poștă, telecomunicații, radio, TV, internet, apă, canal și salubritate, furnizori și prestatori de servicii sunt Astor, Med, Bun. Îi găsim aici câțiva dintre ei. Însă... Aveți ce cei care îi găsesc pe toți? Nu, nu. Cam... Dacă ne uităm într-un material care ne-a parvenit și pot, nu pot, adică chiar mă feresc. Am spus-o și ieri, o spun și acum. De la... Acest material mi-a parvenit de la domnul David, care este ședință. Da. Deci am următoarea remarcă. După cum am discutat ieri, erați prezent aici,
am spus clar. Găsim aceste materiale frumos și luăm, ca să nu le luăm pe toate, luăm aleatoriu. La master electroinstal SRL, văd doar că îl găsesc aici, master, doar micuț. Așa. Și spune așa. Zice, lucrări de instalații electrice, servicii de defrișare, servicii de defrișare care știu că am constat, deci în toaletarea a 3-4 arbori, cumva să spunem așa, numai un pic, deci toaletarea, hai să spunem, să nu exagerez, câtorva arbori, 335 de milioane. Da? 335 de milioane toaletare. Așa? După care, mașini, aparate, echipamente consumabile electrice de iluminat, 240 de milioane. Lucrări de instalare, sisteme de iluminare și de semnalizare, 259 de milioane. După aceea, lucrări de instalații electrice, 60 de milioane. După care apare surpriza. Servicii de întreținere a iluminatului public, care vine 1 miliard 190 de milioane. Trăgând linie, mi-a dat un total de 3 miliarde 770 de milioane. Cât? 3 miliarde, deci 377 de 1818 lei, mai bine zis. Bun. Ceea ce m-a intrigat cel mai tare, acum nici unul, domnul profesor Goagă, probabil știe, doar am spicuit câteva, am luat la lova de nândă din 1 miliard 110 milioane, 110.972, probabil mobilier unde o fi, și am spus clar în această ședință, stăm pe niște scaune infecte. Bun, ușa nu stă, rog. Bun. Iar ce, de ce sunt cel mai intrigat? La Comtrans și Orea SRL avem un total de 4 miliarde 600, deci în speță 459 de milioane, 459 de 560 de lei. Deci asta înseamnă drumul, cât s-a dat pe drumul de la Tuta pe asfaltare, cred că, și am spus-o ieri, o spun și acum public, de față cu toți colegii, cred că se putea face anul acesta, un kilometru întâi cu Trotuș, se putea completa la Tuta, se putea face să se facă la Vișoara. Noi, fraților, chiar nu vă înțeleg, nu știu de ce nu se poate face chestia asta. Vă rog să-mi dați răspunsul. Trebuie să mai documentul meu de solicitat mai mulți ani. Doamnă, dacă vă iau din 2018-2019, suntem la începutul anului 2020, avem un an și jumătate. Dacă vă uitați în contul de execuție, nu mai funcționați 4 miliarde, odată ce în contul de execuție este o cheltuială să țin de 190. Da, doamnă, de acord cu dumneavoastră. Dar mai mulți ani din seara. Deci achiziția înseamnă să face pe codul CPV. O lucrare nu poate fi împărțită. Și uitați-vă că cuvântul se strică mai mult. Uitați-vă un pic la scurul greu. Să văd ce aveți. Dar prima, dar prima, prima... Nu adunați pe toți ani. Deci, păi nu, doamnă, dar eu vă spun ei pe un an. Primul contract cu Șorea este 9 noiembrie 2018. Următorul 14 noiembrie... Bă, așa e, uitați, 2018, da. Da, doamnă, da. Sunt mai mulți ani. Deci nu mă adunați mai mulți ani la urmă. Despre capitolul administrativ, deci, doamna, când ajungem la urmă. Nu, asta e exact mai mulți ani. Deci acum, domnul mai punem acum o lună, doamnă. De ce mai punem o lună? Domnul Michitescu, de ce mai punem o lună? Este trecut 2018 acolo. Stai 2018. O lună. Bun, haideți să scadim asta. Deja gata, haideți să scadim, că deja... Nu ai să faci o achiziție, să deci... Matematică, da, dacă e nevoie, facem matematică, da. Deci facem matematică, dacă e nevoie, facem... Deci de asta suntem consilieri locali, de asta am fost ales de cetățenilor, de asta ne plătesc, de asta cetățenii așteaptă de la noi rezultate, domnul președinte din ședință. Asta așteaptă de la noi. Nu să venim să stăm la muții în ședință ca necuvântătoare. Așteaptă să facem ceva. Asta sunt necuvântătoarele. Dumneavoastră trebuia să discutați la contabilitate și unde vezi așa... Iar următorul. Deci am sărit pe la două care zice 500 de milioane. Deci următorul este, doamnă, am sărit pe la două. Deci următorul e 17 aprilie 2019. Deci în urmă cu 8 luni de zile. După care apar
Și nu trebuia să apară, nu sunt eu, nu trebuia să... Nu suntem plenule regăsiți. Păi da, le regăsiți. Asta este justificarea noastră a consilierului. Da, este numai apare. Măi, dar voi vreți să facem... Deci, domnule, deci nu mai pare exagerat. Transparența e una, deci nu avem ce iarta. Deci de ce nu avem transparență și la Madden, eu vreau să regăsesc în material de ședință exact ce am eu aici. Aveți cineva dintre dumneavoastră acest... Nu. Dar de ce, doamnă, e chestii greu să printezi, doamnă? Domnul Mititeanu, dar v-am explicat destul de clar. Scrie câte secțiuni, funcționare și dezvoltare, câți bani sau ce abii. Păi da, doamnă, dar vrem să avem pe capitole, subcapitole, vrem să vedem exact. Capitole și subcapitole, nu scrie administrație. Păi da, de ce fac suma generală, doamnă? Pentru ce mă interesează când e suma generală, dacă eu nu văd unde s-au dat banii? Păi dacă vine... Scrie autoritatea 1208, din care indemnizații, salarii și câte pierderi materiale. La transferul industrie, la fel, este un singur capitol, 41.000. La oamenii publică 87, din care cheltuieli materiale și restul salarial. Nu mai citiți. Văd că nu se vrea asta este. Văd că nu se vrea practic. La eu la fel. Să înțelegem clar. Doamnă, să ne înțelegem clar. Deci cu toții știm că suntem mai puțin. Cu toții știm că o lucrare cu primăria, primăria este vaca de mulți la României. Deci ai făcut o afacere cu primăria, este clar. Dar de ce nu facem? De ce nu? A spus și eu, a spus și colegul meu. Am mai spus sau mai puteam câțiva colegi. Pentru cum putem noi să dăm pentru un efect de trotuar 3 miliarde, deci 2 miliarde 870 un efect de trotuar, când puteam să asfaltăm un kilometru doar. Nu, kilometrul de asfalt costă peste 10 miliarde, domnul. Nu, așa cu un proiectant. Vorbiți cu un proiectant, domnul. Așa este. Vorbiți cu un proiectant. Dar vorbim cu un proiectant care umflă, obligat. Nu e vorba de umflat, de dezumflat. Nu știu de ce ziceți că infect. De ce spuneți că infect? Eu am spus că infect, dar mi-asum ceea ce spun. Dar eu mi-asum. Deci nu infect. Eu nu mă dau cu ăsta, putem mă scot pe tine. Este un kilometru 100, valoarea? Da? Valoarea sunt de 280.000. Da, deci da. Cum zic, dar am frumos, de ce n-ați răspuns că nu atunci am răspuns, doamne, am vorbit 6 ani. Doamna Bani, eu îmi cer scuze, greșeala a fost de partea mea, pentru că nu am mai apucat să ajungem să stăm de vorbă. Nu știu, ați vorbit? Am vorbit, am vorbit. Deci vă rog frumos să mă credeți. Și sunteți, nu scuzați, sunteți de răspuns? Deci eu am afirmat și am spus, în ședința domnului Lachiuc, nu putea pe post să spună că minciun că nu este dar 4 miliarde jumate, chiar așa s-a exprimat în lei, a costat trotuarul aleile pietonale de la gară până la flacul. 4 miliarde jumătate, doamnă, de la gara și până mai cred că mai până mai sus din fapt. De la generator, doamnă, de la generator. De la generator. Da, dar ce lățime are, doamnă? 3 metri. Da, 3 metri. Cu acei, cu bani, deci se putea sfata toată comuna. Eu aș avea o rugăminte, la dumneavoastră. Eu am de gând ca anul ăsta să fac, să continui cu, așa? Așa o propunere mai... Continua tot în halul ăsta, dacă nu facem ceva să facem la intrare în poartă, cum a trebuit ca să venim și să ne rugăm de doamna apostolaică și să spună unde intra acelei bătrâni. Doamne, îi rog, a intrat apa în curte și ne-am rugat de 1000 de ori și până la urmă pe banii ei și pe muzica ei a făcut. Nu se poate așa ceva, este inadmisibil. Este inadmisibil așa ceva. Doamna, rog, a fost la mine. Doamna, este inadmisibil așa ceva. Situația n-are nicio legătură. Mai aveți ceva, domnul Mitru? Nu. Vă mulțumesc. Domnul tehnic, cum vreau. Vă mulțumesc. Ți-am spus să discutăm despre capitolul, dar ar fi mult mai ușor ca să ajungem la concluzii corecte, dacă este calul. Și de asta, adică nu mai vreau să vin ca să enumerez legea, să spun ce prevede sau nu știu. Eu aici, și rândul trecut, și ieri, și înainte, am specificat așa. Autorități executive. Mi se pare corect că doamna a început să pună aici, dar nu în totalitate. Pentru că de ce? Începe să spună. Furnizorul, curățenie, încălzit, iluminat, forța motrică, carburanță, lubrifianță, materiale și prestări cu caracter, nu știu ce. Da? Bun. Nu. Este exact aici, cum v-am spus și rândul trecut, ce spune? Autorități executive, da? Și spune foarte frumos. Salariul de bază, așa trebuie să-mi dea detaliat și mie, ca să trag eu o concluzie ce înseamnă salariul de bază. Indemnizația plătită unor persoane din afara unității, da? Deci autorități executive, indemnizații de hrană, da? Vouchere, contribuție asiguratorii, furnituri și birouri. Îmi dă suma, da? Total. Deci îmi dă suma. Materiale pentru curățenie. Îmi dă suma, da? Deci încălzire, iluminat și forța motrică. Îmi dă suma, da? La autorități. Apă, îmi dă suma, da?
Deci noi, dacă nu avem detaliat, nu ne dăm seama că aici mai spune așa. Autorități executive, pregătiri profesionale. Deci este plătit și pentru pregătire profesională. Eu nu am de unde să știu dacă dumneavoastră mă includeți la toate. Ei, și atunci, bineînțeles că observ toată suma. Deci dacă eu consider, și din nou o să spun, eu din punctul meu de vedere, eu nu aprob, să zicem, pe capitolul ăsta. Deci nu sunt de acord, pentru că nu mi se dă detaliat. Vă rog, că nu mai vreau să că și sunt cheltuieli mari. Bureanu nu a specificat un singur lucru. Deci unde a venit cu acea remarcă vouchere, deci trebuie menționat clar. Vouchere de vacanță. Da? Deci, deci de vacanță. Adică avem la autorități, de exemplu, reparații curente. Reparații curente avem de suma de 53.000 de lei. Da. Hai, sunt sume care sunt, până la urmă, reflectate aici, e pus la percutal și eu nu-mi dau seama cât a fost reparație, cât a fost. Altcineva, dacă mai dorește să ia cuvântul, poftiți, domnul consilier, pe Dani. Da. În legătură cu toate astea, aș vrea să facem o precizare. Orice primărie funcționează ca și o gospodărie. Adică, în casă trebuie te atent un crește, o săcuri, un topor, nu știți, spune, nu știți, așa. Îți trebuie în materie, care le-am găsit aici și uite pe, nu pe tabelă, le-am găsit aici pe și, și normal, adică dacă, ce, în spatele tuturor restul totaluri, că a zis dumneavoastră că le-a dat total și nu, nu le-a dat detaliat, în spatele lor vin cu facturi, vin cu motivări, vin cu raport, vin cu analiză. Așa că dacă noi nu avem încredere în, în, în instituția noastră pe care noi o coordonăm, de a fapt ăștia consilierii, nu se poate face nimic în lume. Dacă nu se dă, domnul, a vă dă detaliat, există suspiciuni. Dar cine dorește? Vă rog, cine dorește neapărat să vadă punctual. Deci, noi avem serviciul de contabilitate, ne ducem doar un lucru frumos, prezentați-ne reputare, reputare și dacă găsim ceva în regulă, nu avem decât. Dar treaba ta o fac alții de specialitate, curtea de conturi, eu știu, alte controle care mai vin. De-aia și zice că cât de cât ar trebui să avem încredere, că nu, cred că nu avem voț în primăria asta. Așa. În prima fază suntem noi cei. Și în concluzie, și deci asta e o ședință. Vă rog, vă rog. Ședința să fie 5 minute și apoi să vă rog, nu facem monolog. Deci, că pe toată că eu, ce nu te poți vorbesc și eu, nu neapărat. Dar vreau să spun că trebuie să avem încredere totuși unii alții, că tot noi ne facem de râs, uite, și televiziunea, pe aia, vadă toată lumea și scandalul și ce ce facem noi aici. Nu se poate, nici chiar așa. Comuna asta trebuie trotă și-a fost o comună mai select așa de jur. Este, este. Domnul consilier, domnul Ungureanu, domnul Ungureanu, este ca să știe oamenii de ce asta este transparență să se știe. Păi dacă este, atunci hai să facem bugetul anual, da? Trecem suma totală și nu mai dezbatem. Nu e așa. Domnul Ungureanu, asta este. Mai devreme. Odată ce mi-aduceți, domnule primar, în momentul în care legea prevede că trebuie să-mi dați detaliat, dumneavoastră spuneți cum spune legea, și faceți cum spune legiuitorul. Dumneavoastră sunteți ordonator de credit. Și ce? Deci dumneavoastră trebuie să înțelegeți. Eu dacă fac solicitarea asta, să-mi dați detaliat, îmi dați detaliat așa se prevede legea. Cine v-a dat voie să vorbiți la două oară? V-am dat cuvântul, trebuia să vă faceți în așa fel încât să spuneți tot ce vreți. Nu să dați răspuns la fiecare. Dacă iar cuvântul doamna Baby, iată, lăsați-o în mea. Poate și-a pierdut frază. Dar de ce să-și fie altul pe asta? Vii pregătit, de-aia este pregătit. V-a dat cu 5 de înainte, să ne pregătim pentru ședință. Mai e un consilier să ia cuvântul, poftim, domnul. Domnule consilier, e la ședința de comisii, la 5, noi am considerat că, spunea domnul Arvădani, că trebuie aprobat. Și noi, din comisie, trei am fost de acord. Deci, nu cred că sunt probleme, adică nu vreau să creadă cineva că o funcționăm mâna desfășurată activității cu ce în loc. La cineva? Vă mulțumesc. Trecem la vot. Cine este pentru? Ține sau împotriva? Nu, abține. Am specificat ele. Trecem la următorul punct. Vreau să privim aprobarea
execuții bugetelor întocmite că se spune funcționarii de dezvoltare pentru trimestrul 4 2019. Stai, dar n-am înțeles până la urmă. Că și mă și întrerup și până la urmă plec. Nu are niciun rost să stau. Adică noi discutăm ce discutăm. V-am rugat frumos înainte ca să discutăm pe capitole. Ce a însemnat capitole? A însemnat pe execuția bugetară pentru trimestrul 3. Eu v-am rugat frumos ca să mă respectați. Păi nu să vă dacă vă puneam să treceți peste ce am... Păi atunci de ce n-a fost la aprobare? Domnul consilier... Vă rog frumos, eu... N-are rost de aici să mai stau. De ce să stau dacă eu consider, adică v-am spus înainte, un amendament ca să punem pentru proiectul de hotărâre, dumneavoastră ați considerat că nu? N-are rost, domnule. N-are rost. Păi dar cum să stau eu aici, dacă dumneavoastră faceți ce vreți? Ce vreți dumneavoastră? Este hotărârea mea. N-are rost pentru că se fac cheltuieli inutile, domnule. Deci se fac cheltuieli inutile. Și combateți-mă, spuneți că nu e adevărat. Deci asta este modalitatea. Adică v-am rugat frumos la început. Domnule, puneți spre aprobare pentru ca să fie discutat pe... Am discutat ce am discutat. Autorități publice. Restul și dumneavoastră ați spus pe total pe execuția bugetară pe trimestrul 3. Păi la transportul am discutat, la învățământ am discutat. Ce-am făcut? Nu se face așa ce face. Puneți-mă absent, domnule, că nu mai este. Da. Deci Consiliul înseamnă ce înseamnă, numai ca să vin și să ridic mâna. Asta înseamnă. Dar ați vorbit, domnule. Am vorbit pentru că am dreptul. De asta să... Tocmai. De asta, deci cetățenii de asta v-am dat ca să vorbesc. Și să vă întreb cheltuielile care se fac. Exact cum a spus Frântul Trecut, 2.800.000, domnule, să o dau pe astea. Dar nu spuneți că Șoale a făcut lucrările în partea cealaltă la noi, da? De două ori pe an am atribuit bani. Câți bani s-au dat pentru astea? Nu spuneți, da? Deci sunt lucrări, de exemplu. Dar ieri în ședință pe comisie ce a spus? Domnule, nu este corect, acum venim la altfel. A spus că lucrează ca tepilarul. La Mișoara ar ca tepilar, nu? Domnule, nu lucrează ar ca tepilar. Noi plătim ca tepilarul nostru pentru ce, domnule? De ce? Să vede, că nimeni nu știe că-ți va. De ce? Pentru că nu vreți să ne lăsați. Președinte de ședință, treceți peste cererea mea? Nu da. Aveți dreptul. Cum ne-a lăsat așa? Trece-mă, vă rog. Dar ce facem? Ajunge! Doamne, ajunge. Doamne, ajunge. Doamne, ajunge. Execuția bugetară pentru trimestrul 3 sau 4? Nu am ce discuta. Nu am mai bani ca să stați aici pe ședau să stau. Nu că să-ți consider. Domnul Iadine! Stau aici degeaba. Am plătit toate dările și bate joc de fondul ăsta. Mă rog să dezvăluiți cum trebuie. Păi ce faceți atunci? Asta e țigăneară ce face, să mă fie rușine. Pentru ce să mă fie rușine? Să mă fie rușine că faceți comună de război. De ce să fac? Domnule, te rog frumos. De ce nu dați? Te rog frumos. Ești unul împotriva la 14, vă rog frumos. Cum adică împotriva la 14, domnule? Domnule, cum adică împotriva la 14? Care ceva nu faceți? Adică domnul președinte spune că da, să trecem mai departe. Păi ce ați mai discutat, frate? Să despătiți de populație. Ce ați discutat? Despre învățământ ați discutat? Am primit spune 3, ce s-a făcut? S-a făcut la noi acolo și liber? Păi s-a făcut, dar banii ați spus acolo că ați făcut. Unde ați făcut? Unde este în hârtie? Da, mă rog frumos, hai. Punctul 6. Domnul David este supărat și a plătit impozitul după 15 ani. Mă rog, lăsați, domnul. Nu, dar trebuie să spunem că de asta a venit supărat, că am plătit cu majorări, asta a fost după 15 ani. Domnul, stați un pic, dumneavoastră ne spuneți că deși el 15 ani nu și-a plătit impozitul? Da. Deci, și mai vorbește aici. Doamne, dacă știați chestia asta, atunci de ce nu mai avem? Interesul nostru nu e să vrăjbim lumea. De ce nu înțelegi? Nu vrăjbim, dar 15 ani sunt lumea, domnule. Îți pare aberat. Deci un pic mai continuăm, mă rog. Absolut. Cei care vin să nu plătească majorări. Asta însemna că dumneavoastră a fi fost plătit de 40 de milioane. A fost sunat de impozite și i-a spus, domnul, vine că uite, o să fii scutit de 40 de milioane. A venit, s-a uitat și a spus că nu, el are bani și că nu știu ce, că nu plătește. A venit pe 29, când expirase perioada să plătească impozitul și a plătit cu alea 40 de milioane de datorie
majorări. Deci eu nu înțeleg, doamne. Și atunci chiar nu înțeleg. Mă rog, ai nimic o vreodată. Haideți să prezentați. Mă rog, ar fi fost normal. Nu i-a furat paverile aici din... Dumneavoastră ar fi fost normal. Și nu se poate discuta. Când ales un expro, când mititerul face nu știu ce afaceri cu mașini și un păs. Și eu l-am poftit afară. Asta i-am spus și eu. În prezența mea nu discutați de altcineva. Dumneata ai fost filmat când furai cu avere, nu? Eu ce să cred? Ești un hoț. Și a zis că l-am făcut hoț. Dom'le, asta am văzut la televizor, asta am crezut. Bine, foarte bine. Bine, mulțumesc. Nu l-am făcut, i-a zis numai. Haideți să trecem la realitate. Lumea, punctul 6. Deci proiect de autorere privind aprobarea execuției proiectelor întocmite pe Sfântia Funcționare și Dezvoltare pentru trimestrul 4-2019. Doamna, vin vorba de trimestrul 4, prezentați-ne acest proiect, această execuție. Da, 134 La sfârșitul anului 2019, veniturile totale au fost de 7.620 lei, în care 5.942 lei, secțiunea funcționare și 1.908 lei ca secțiunea dezvoltare. Veniturile secțiunei de funcționare s-au păstrat din impozite venit, impozite de taxe și proprietate, amenzi, diverse venituri, cote și sume defalcate, sume alocate din cote defalcate pentru echilibrarea bugetului local, sume defalcate din TVA, subvenții de la bugetul de stat, respectiv venituri proprii 1.806.000 lei, cote și sume defalcate din impozit pe venit 1.752, sume din TVA 3.638, subvenții la bugetul de stat 206, subvenții de la alte administrații 19.000, vărsăminte din secțiunea funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare cu minus 779, lista de rămășită la sfârșitul anului 2019 este de 1.407.000 lei și se constituie din taxe și impozite, inclusiv majorări neîncasate de la persoane fizice și juridice. Cheltuielile sub secțiune de funcționare au fost de 5.343.000 lei, din care autorități publice 1.208.000, sumă cheltuită pentru drepturi salariale, indemnizații plătite unor persoane în afara unității 280.000 lei, 514.000 lei cheltuieli materiale, astea înseamnă furnituri de birou, materiale de curățenie, de încălzit, iluminat și porți în modul de carburant și lubrifiant, materiale și prestări servicii caracter funcțional, porți de telecomunicații, radio, TV, internet, apă, canal și salubritate. O să trec peste agenții economi. Transferul caracter general, 41.000 lei, se sumă alocat pentru copii din centru de clasament. Ordine de instituție la Național 87.000 lei, drepturi salariale, 15.000 și prestări. 87.000 lei, drepturi salariale și 15.000 lei, salariale și prestări servicii. Învățământ, 469.000 lei, suma alocată pentru cheltuieli materiale, încălzit, apă, canal, sanitate, deplasări la și de la locul de muncă, cadrelor didactice, lucrări de întreținere și reparații, tichete de creșă și tichete sociale, 8.000, burse de energie, 3.000. Cultură, 376.000 lei, din care 98.000 cheltuieli de personal, 98.000 la obiectivele de cult și obiectivele culturale de pe raza comunității de totul, avize, acorduri și alte cheltuieli eligibile. Aici am făcut cheltuieli și pentru Căminul, care se va proiect de la Târgu Totuș, la Căminul Cultural, care se va face la Totuș. 30.000 lei cheltuieli efectuate cu ocazia sesiunilor comune, 20.000 lei cheltuieli funcționari și obiectivi de inventar. Asigurări și asistență socială, 1.197.000 lei, din care 819.000 pentru plata drepturilor salariale asistenți personal, 378.000 lei indemnizații persoanei handicap, transport și alte cheltuieli aferente lor. Locuințe, servicii de dezvoltare publică, 392.000, din care 234 sumă pentru plata energie, 105.000 reparații, mentenanță și întreținere, 15.000 lei avize și documentația proiectului cu gaze naturale, 38.000 lei reparații și materiale de caracter funcțional, asistență alimentară cu apă. Protecția mediului, 414.000 lei pentru colectarea deșeurilor, colectarea tratare de distrugerea deșeurilor. Agricultură, silvicultură, 53.000 lei sumă alocată pentru măsurător robot, pentru terenul aparținând domeniului public și privat, transportul 285, din care 28.000 piese de schimb combustibil și servicii utilaje, 54.000 de ajutare cu deznișoară, 194.000 servicii caracter funcțional. Dezăpezirea asta a obținut anul trecut în ianuarie-februarie, lucrări de reparații și întreținere drumul comunale, asigurarea auto, 9.000 lei limitatoare de viteză și semne de rotiere.
Secțiunea de dezvoltare. Veniturile secțiunii de dezvoltare au fost 1.678.000 din care vă sărinte din secțiunea de funcționare, pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare 779.000 lei, venituri din valorificarea bunurilor CEA pe 15.000, finanțarea programului național de dezvoltare local 870, excedent din anii precedenți 14.000. Cheltuielile secțiunii de dezvoltare au fost de 1.678.000 lei, din care autorități publice 44.000 lei, cheltuielile amenajare, parcare, primărie, învățământ 70.000 lei, mobilier și obiecte de inventar, cultură 31.000 lei, cheltuielile eligibile pentru realizare pentru cultura cultura, locuințe și servicii de dezvoltare publică 66.000 lei, extindere rețelei iluminat publică în localitatea Târgu Proru și Cuta, protecția mediului 973.000 lei, canalizare Bicșoara, transportul 494.000 lei, din care 36.000 lei mașini echipamente, 150.000 lei documentați proiecte din drumurile afectate din inundații, proiectul care îl avem pe CNI pentru asfaltare, 308.000 lei avize acordul taxei se cere ridicător pe proiectare și lucrări execuțiile pietonale. Am încheiat cu un excedent de 586.000 lei, deci 5.800.000 avem în fondul de rezervă. Ținând cont de cele prezentate, propun spre analizul de spate și așa. Da, este puțin. Domnul Militeru. Domnul. Nu, altcineva? Nu, mai puțin. Mai e cineva? Ok, domnul. Și totuși vreau să vă întreb la secțiunea de dezvoltare. Dumneavoastră ați citit la cheltuielile secțiunii de dezvoltare au fost 1.678.000 lei, din care autorități publice 44.000 lei. Dar la cheltuielile amenajare, parcare, primării, am pus un semn întrebare că nu găsesc sumă. Intră în acești bani la din autoritățile publice, din parte din cei 44.000 de lei? Ce anume? Deci cheltuieli, amenajare, primării. Parcare. Parcare este la 51. Nu intră la drum. Și la costă ce am plătit la EON pentru... Înțeles, da. După care vine cultură 31.000 lei, cheltuieli eligibile privind reabilitare cămin cultural Tuta. Da. Am avut plată la căminul de la Tuta. Prin AFIR. Nu ne-a dat prin AFIR, da. Da. Nu, am spus că banii sunt venit. Și mai vin cu o întrebare. La protecția mediului, 973.000 lei, canalizare Bicșoara. Le-am aprobat și camera de 2,25. Ăsta și-a luat corsetul, și-a plecat. Când a spus sau aprobat? Ajunge la Referitor la execuția de funcționare la capitolul protecția mediului, am înțeles ieri la ședința de comisie de la doamna contabilă că am fi fruntași în județ în ceea ce privește bunul de menajer. Da. Cantitatea foarte mare. Aș veni cu o propunere sau o inițiativă din partea primăriei, să fie monitorizat mai, nu știu, cu atenție sau prin sondaj, felul de a fi colecționat. Deoarece sunt care pun în puvere chiar și resturi vegetale, mai ales aia care nu au loc să le afacă în grădină sau din prea multă comoditate. Nu mai zic, pun și cernuși și în alte nebunii. Mă uit chiar și pe stradă, pe acolo. Sunt, bă, la nivel de o săptămână, mai mult de un tombelon de la, eu zic, la o familie cu 4 persoane, nu s-a bun. Oricât ai vrea, oricât de astea. Pe când apare și saci, nebunii, 2-3 saci cu vela, deci nu știu. Da, așa este. Ne-am gândit ca să facem o activitate din asta de conștientizare, pentru că noi ne-am obișnuit să punem tot, domnule, dacă vine mașina de gunoi și plătim, să ia absolut tot. Nu știu cu diferența o plătim noi, sau poate nu vrea să știe. Într-adevăr, pe lângă tombelonul și adisul, degeaba n-a lăsat tombelonul de 0,50. Deci un calcul normal făcut la o familie, cam atât însumează într-o săptămână. Aici am discutat de noi cu atâția și la tot aceeași problemă, și la Vișoara, și la Totuși. Rumegușul, ăla
Se poate duce. Nu cred că sunt 5%, 10% din comuna asta care n-au un să-l ducă, adică n-au proprietăți în spatele casei sau tarlare sau mă rog. Deci astea sunt, am avut tombeloanele rotunde pentru un compost, de asta înseamnă. Doar că e într-adevăr mai comod ca să punem tot afară, inclusiv cenușă. Am găsit la un moment dat, cred că știți, să se aprinsese una din mașinile domnului, pietre și așa mai departe. Noi suntem sunați de șoferi, într-adevăr, și la cazuri care sunt mai speciale și mai așa, mergem peste ei și... Da, e greu să lucrez cu. Nu vă mai spun că e varianta când primești un bidon cu vin, da, 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 da. Am înțeles la doamna contabilă că avem 2 miliarde lei datorii la bunări. Cum îi recuperăm? Avem 2 miliarde, am ajuns la 2 miliarde? Da, da. Cum îi recuperăm? Una mai mică de 550 de milioane pe lună nu vine. Și s-o plătiți în 12 luni, este 6 miliarde. Deci s-a ajuns foarte mult. Da. Avem de încasat de la agenții economice în primă fază, foarte mult, deci, pentru că s-a întârziat cu taxa respectivă cu hotărârea, știți destul de bine și acoperă, la apă. Acoperă. O să ajungem la fel ca și la apă. Speră. Și o să mergem ea prin sat să facem, dar atunci nu să mai dăm noi cei care am dat, nu doar cum ne-au dat. Obligat. Paușa. Obligat. Da. Domn Bobo? Ia, domnule, în legătură cu gunoaiele de la Ermoana Trebuie făcut totuși să fie niște instanțe locuitorii comunii noastre. Nu toți. Unii nu vor, unii nu cunosc. Deci, dacă e vorba de vegetație, de paie, de iarbă, de asta, gunoi de la animale astea, se poate valorifica atât. Se poate duce în grădină, pături, pături, să putem vedea și ala de gunoi naturală. Dar nu pui toate și nu are vegetație. Nu pui toate ponarele acolo, nu se umbri și mai voi și pe el nu ia acolo. Da. Sau, nu știu cum să procedează, este sticlă, este, mă rog, domnul Bobo, atâta vreau să clarificăm și acum, cu ocazia, avem și televiziunea, în primăvară o să avem, într-adevăr, razi din partea primăriei cu cei de la Rumbrest, la colectare, pentru că avem și mulți care nu trecuți, nu figurează și totuși spun. Păi așa am întrebat-o și ei, pe doamnă. Nu, avem o parte. Avem o parte, știu sigur, din informațiile vecinilor, la Vișoara, chiar în zilele trecute, am discutat cu cineva. Deci avem ceva care... Deci va trebui să mergem și să-i căutăm. Și în afară de treaba asta, cei care, într-adevăr, exagerează, pentru că unul e să pui un tomberon și o leagă într-un sac sau un sac, și unul e să vii cu 6 saci de gunoiuși. Depinde la gunoi, la salubritate, este dat pe numărul de persoane, exact cum știe că am eu casă la Târgu Trotuș și nu locuiesc, o persoană plătește gunoiul. Deci chiar dacă omul se minte singur că nu plătește gunoiul, când vine să plătească impozite și taxe, el l-a aplică apa. Da, doamnă, dar mai avem mulți din Onești și din Târgu Ocraș, din alte părți care au casă aici. Au casă și o persoană exact. Tot plătește. Da, o persoană tot plătește. Au venit și au fost nemerit, dar au văzut și în altă parte plătesc. M-am explicat și ieri. Eu plătesc gunoiul la Onești pentru două persoane. Pentru soțul meu plătește primul încă o dată, pentru mine la primărie încă o dată și pentru că am casă la Trotuș încă o dată. Deci noi două persoane plătim gunoiul în 5 locuri. Referitor la selectarea gunoiului, noi am făcut la ADIS o adresă prin care am cerut saci și o să ne dea saci, asta nu s-a aprobat, la gospodării în care să pună bidoanele de plastic separat și de separat. Mai durează foarte mult, dar deci nu înseamnă că nu face. Supun la aprobare. Cine este pentru? Atenție, mă rog! Ne supun aprobări. Cine este pentru? Împotrivă? Abținere? Mulțumesc! Proiectul numărul 7. Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale strecurate în hotărârea Consiliului Local numărul 100 din 29 și privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat a terenului în suprafață de 323 de metri pătrați, teren la teren, proiectul de amenajare, parcare, primărie, Târgu Trotuș. Discuții? Poftiți, domnul. Stimați colegi, de ce la ședința comisiei am spus așa, am cerut explicații privind implicarea costurilor acestei erori. Deci,
323 la 343. Cine plătește? În sens că va fi altă documentație, va fi alca dați, sau rămâne acum se va face... Și simplu 20 de metri pătrați, 20 de metri, așa? Da. Sau omis. Și la cadare. Chiar materialul a fost. Și atunci nu trebuie să facă, doamnă, îndreptare erori materiale? Deci, îndreptare, bun. Asta trebuie, ce implică? Implică, deci, cadastru, alipire, interiunea. Cadastru deja este. Este făcut pe toată suprafața de 243. Da, da, este tot. Doar că documentul, tot îi face schimbare. Ia uitați-vă. Pe extras apare corect. Despre asta, da. Atât avem nevoie de votările cam 5 zile. Deci a fost o greșeală din partea... Bine, mai e cineva? Voi eroare, s-a luat detectiv. Și noi am făcut votările, că n-ai cum să modifici votările, dar decât printr-o altă votările, este o corectie, da? Sigur. Dacă nu mai e nimeni să scrie la cuvânt, supun aprobări. Cine este pentru? Trecem la următorul punct. Numărul 8, privind aprobarea strategiei locale a comunităților, totuși privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilități pe anul 2000, pentru anii 2016-2022. Dacă vă dăm să vă dășim. Da, vă rog. A cineva, mai e cineva să înscrie la cuvânt? Da, domnul Avătani. Poftiți, domnul Vitiat. Mulțumesc. Explicați-mi un pic... Ce înseamnă? Deci, privind accelerarea dezvoltării serviciilor, ce înseamnă? Să accelerăm într-un mod mai alert, mai intens, ca să ajungem în 2022, să ajungem în 2022. Așa se numește, așa e numirea, da? Trebuie să spun și eu, când am sună privind aprobarea strategiei locale de la comune, accelerarea dezvoltării serviciilor. Domnule, ce nu le faci, nu când se accelerează, alea trebuie făcut în stare, să Sigur, sigur, sigur. Deci, așa nu Mai scrie cineva la cuvânt? Până aprobări. Cine este pentru? Mulțumesc. Punctul numărul 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local anul 2020. Vă rog. Da, nu mai puțin. Mai e cineva? Dacă nu, supun, domnul Mitel, poftiți, domnul Mitel. Vă supun discuția. Mulțumesc. În referatul de aprobare, văd că, de specialitate, mă scuzați, văd că apare doamna consilier principal, Maria Jugaru. Da. Aceste sarcini, nu trebuia doamna Costolache să vină în Pentru că eu mă duc cu oamenii la muncă. Problema este că doamna de la asistență socială este dânsa care înaintează... Da, nu cred că ecologizare și curățare manual al miei Trotu. Eu mă duc. Nu cred că iese. Dumneavoastră cred că viceprimar în Gospodarul Comunei. Exact. Nu, dar asta era o chestie de la doamna. Nu-i senat, doamna. Haideți să facem diferență. Ăla este un referat pe care a numit doamna Jugaru, în urma controlului care l-am avut de audit intern. Exact. Și raportul este semnat doamna Vici, uitați-vă. Da, domnule. Da, da, spune așa, la raportul din specialitate. Da. Se citim frumos, da? Că dacă mi-ați ridicat mingea la fileu. Ca să mai îndurează, ce este dacă... Proiectul de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local pe anul 2020 a fost inițiat de primarul comunei, având în vedere prevederile legii numărul 416/2001, privind venitul minim garantat cu modificări și completări ulterioare. Așa, bun, cu așa, față de cele menționate mai sus, avizez favorabil proiectul de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local. Dar nu se avizează, Cine avizează? Păi atunci dacă l-a avizat, doamnă, de ce îl mai aducem în discuții la Consiliului, în discuția Consiliului Local? Deci, fiecare compartiment de specialitate, când întocmești un raport de specialitate, da, îi dă un aviz. Doamna Vici, doamna Jugaru. Dar n-am tocmit, doamna a tocmit raportul de specialitate, faceți confuzii. Deci, doamna Costolache, doamna secretară.
Doamna Postolati nu se regăsește aici. Nu se regăsește aici. Deci vă rog frumos să faceți modificarea. Așa. Da, domnul. Da, aici zice. E adevărat, da? Adică nu vorbim parabola. Da, într-adevăr. Adică e o problemă. Modifică. Nu. Chiar și așa nu e o problemă. Pentru că doamna jucară este de la compartimentul de asistență socială și putea să semneze raportul. Chiar nu e o greșeală să o semna doamna Mice. Înțelegeți? Deci doamna se ocupă de 460. Păi doamna se ocupă, asta vreau să vă spun, doamna se ocupă de cu totul altceva. Gospodarul comunei vă... Da, deci doamna Bici implementează ceea ce propune. Exact, acord, da? Exact. Am înțeles. Da, altcineva? Tot ăsta. Deci, nu e bine. Da, da, domnul consilier. Aici avem niște răsări de lucrări pe care trebuie să le execute, să speță viceprimară, pe cei care are la 460. La 460, da. Aș fi vrut să știu cam câți mai sunt, nu cam câți, dar câți sunt probabil la vețeală. Da. Sunt 8 mai sunt alții de muncă și 4 sunt cu probleme în 8 mai deci sunt alții de muncă, dar nu... Deci, scuze de rigoare, cei 8 care eu îi văd în partea, că mă duc să cumpăr lapte, să cumpăr antirse cu alea la magazinul ăsta, așa? Nu, dar nu, poate nu înțeleg. Nu, lăsați-mi doar vorbesc. Și... Sunt și lucrurile aceea care trebuie să le faceți cu ei. Eu mă îndoiesc că vei putea lucra dumneavoastră, mai ales că am lucrat și eu cu ei destul, veți putea face lucrurile astea care sunt mai menționez, cu acești lucruri care sunt mai de capă lor și toate. Și atunci la ce le-am mai trecut aici, ca să ne aflăm întreaga. Trebuie să avem un plan conform de aici. Când vin în control și cer planul, nu putem să spunem că ăștia strâng lucrurile cu foc. Deci în baza legii, în cât au ei, la câte zile au, câte ore au, facem totul, să ținem curățenia, acum nu ne doar etăm toată zona principală. Dacă e vorba de altfel, care trebuie să o ia de la Târg Ocna și până la Onești, vă dați seama, eu știu ce înseamnă treaba asta. Și nu se face așa, nu, se referă la ecologizare, dar la spetul, iată nu putem să mai facem ceva cu ei, și la spetul, iată. Treaba că facem și vor lucra în jocul. Deci o să facem numai atât. Vreau să fac o propunere la Consiliul Local, indiferent de domnul primar sau doamna viceprimar, să fac un sondaj la persoanele respective care are certificat medical și nu poate să lucreze, pentru că el banii ia. Faptul că domnul, întinde mâna să iei banii acolo, dar ca să vii să muncească nu poate. Deci ia banii acolo. Sunt persoane care poate să muncească. Nu știu, n-aș vrea să vorbesc de urât cu medicii care dă așa ceva, dar este bine să fie controlat. Aceste avize medicale pe care le aduc ei sunt date de o comisie de medici, la Onești. Fac pe noi așa scurt. Exact. Se fac pe noi. Da, se fac, se fac. Dacă nu mai... Da, n-am primit domnul om fost. Am primit solicitarea de la o persoană și probabil că sunt mai multe care trebuie să plătească amenzi către comună. Și am zis că el ar vrea să lucreze în cadrul comunului, doar de ordine. Perspectivă ca să... Nu, da, nu, da. Să o producție ca să... Da, avem mai multe solicitări de genul ăsta. Da, chiar... Eu vreau să mă duc să fac prietenia. Păi da, nu e așa de ușor, doar instanța poate decide. Și noi va trebui să ne uităm, nu? Așa, probabil anul ăsta, chiar am zis și de anul trecut, dacă nu așa am avut discuție, și probabil anul ăsta o să vedem când, cred că după iunie încolo, să facem o mișcare de genul ăsta și să vedem. Transformarea unor de muncă, da. Să vedem. Deci, am luat în calcul asta. Bine, mulțumesc. Dacă nu mai sunt discuții, supun aprobări. Cine este pentru? Mulțumesc. Punctul 10, care reprezintă modificarea contribuției la economia circulară pentru deșeurile municipale, deșeurile din construcții și destinări și destinate a fi eliminate prin depozitare pe anul 2020. Eu știu, nu nu vrem mai despre ce este vorba, ca să avem o idee. Ea nu, nu, parcă nu am. Da. Am văzut cât a fost la 50,
mai puțin, oricum. Eu știu, din 50 și ceva. Nu cred că e la terasă. 56, 56. Anul ăsta avem 80, da? Da. Ia nu am, operatorul e posud, dacă ați avut material, dar nu cred că a fost 56-57 ceva de genul, da. Plus să spunem până în 60, ceva de genul. Mă rog. Da, anul ăsta ar fi cu quantum de 80 de lei pe tonă. Da? Deci 80 de lei pe tonă, să specificăm persoanelor fizice? Nu. Când adică e diferențiat de persoane fizice cu față de persoane juridice? Nu, sigur. Sigur, va, da, cum să mă... Deci în momentul în care... Nu, trebuie să lumea să se înțeleagă. În momentul în care el vine și depozitează, spune, are o tonă de moloz, da? Deci el plătește 80 de lei? Da. 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 Da, înțeleg că trebuie să solicite. Ba, da, se face cerere, vine comisie, da, să vede... Și atunci a plătit și prima dată și pe urmă... Nu, dar mai lucrau fost. Și avem și la ora actuală un proiect cu cei de la mediu, prin care vom identifica în continuare zone care vor trebui acoperite și avem găuri care trebuie astupate, adică legal, cu documente, cu... Da? Spune dacă e mulus. Exact, mulus. Și de-aia acum, dacă tot am deschis subiectul, cei care au și lucrează în construcții, au avut în trecut tot felul de moluți aruncate la întâmplare. Să vină, domnule, să ceară, că noi avem găuri unde avem nevoie de umplutură. Dar să vină să ne spună, domnule, am 5 mașini, am și găsim loc. Nu să le aduce la întâmplare, ca după aia să trimitem utilajul 2 zile să lucrăm după ei, cum am lucrat la drumul dinspre satul Catolic și Tuta, pe drumul județean, unde a apărut, după zăpadă, a apărut din senin bucăți de rigips, polistiren, plasă și așa mai departe. Nu e normal, mai ales pe marginea drumului. Bun. Dar nu mai simt. Eu cred că proiectul ăsta nu se referă doar la micile șmecherii de-astea cu moluți, că avem un perete. Se referă la cei care demolează o casă și pentru aia o să-i trebuiască autorizație de demolare. Trebuie să vină la primărie să vadă și atunci avem să nu știi, băi, ce faci cu moluți? Uite, așa, 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 îți dăm o aprobare sau te-ai înscris. Acolo te-ai făcut comandă ca să... Domnul, deci noi, ok, așa este. Noi ne-am obișnuit, fiind constructori foarte mulți în zonă, să-l mai dosim. Ceea ce în afară, dacă vă interesați, este foarte scump să vină mașina de gunoi să-ți ia moluți. Nu, dacă e vorba de o casă, deci, are două, nu e vorba de numai de o tonă și atunci eu trebuie să la certificat de urbanism noi acolo, da, trebuie să se prevadă exact contract cu respectivii ca să vină să-ți ia... Deci, să spun aprobări. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Punctul numărul 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării nomenclaturii activistic. Dacă la acest punct al ordinii de zi, mai am studiat. E vorba de termene, păstrarea, denumirii. Supun aprobării. Cine este pentru? Următorul proiect. Aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizată prin încheierea contractului de achiziții și de asigurare în cofinanțări de la bugetul local pentru obiectiv de investiție în înființarea rețea canalizată în Alegre, în locătatea Vișoara, Comuna Târgu Totuș. Studiam materialul. Dacă aveți ceva de... Da, avem. Asta e un proiect de hotărâre foarte incomod, să zicem așa, pentru unii, pentru alții. Pentru că i-am lăsat de-o plecat ăștia acolo și-au luat materiale și-au luat toate la acel, și-au luat câte mai câte și-au lăsat în drum pe undeva, pe le-au putut și ei unele canale, niște guri de vizitare sau ce mai sunt ele pe acolo și atât. Dar o fost urma că de când să o să fiți să-l chemați, da, să vină înapoi, să știm, da, data când mai vine înapoi și ca să știm de înainte. Dorim, da, din partea primăriei pe cineva, nu neapărat să fie pasul și un consiliu, să stea tot timpul în șantier. Exact. Că vom plăti cum, să stea, să urmărească și să se ducă cu lucrarea până la limita proprietății, până la gata, pentru că nu ne mai convine să tot găurim drumul ăla, să traversăm și în stânga și în dreapta,
a doua oară iar, că acum, de exemplu, am făcut magistrala aia, deci am o colegi până la aerodrom, suntem până la Haineală, până unii dus, până la biserică. Așa. Acum, ca să te duci iar, să-i duci omului la, până la limita proprietății, sau eu, să zicem că sunt interesat, să fac lucrarea acum, că sunt mai puternic. Așa. Trebuie să vă urez chiar să ia el iar de la început, cu toată lucrarea. De aia zic să stabilim, în momentul când vin, să stabilim un observator, sau diriginte, sau subdiriginte. Păi, discuțiile, din discuțiile care au fost până acum, s-a întârziat într-adevăr luni. Așa, luni, se apucă de treabă. Dacă vreți, consilierii din Vișoara, ne putem auzi luni după amiază și să stabilim dacă vreți și cum vreți. Da, votați, ordine, votați. Dar nu trebuie să stai toată ziua. Exact. Dacă și că să fie supravegheată, pentru că noi am avut discuții și cu cetățenii din Vișoara. Nu poți, eu ca primar, să stau numai acolo. Sau deci nu am cum să stau acolo. Dacă vă puteți implica și dumneavoastră, nu-i chiar să stabilim. Da. Și se urmărească și se îndrepezi, nu poți să te duci, nu poți să faci. Da, da. Totuși, o să vă dați că niște detalii tehnice, da, în momentul în care vin, facem un catalog în care îți facem eu notat. Domnul Consiliu Ștopănaru, optiți. Eu am zis așa, cum avem strada principală prima dată de executat. Cum sunt eu, cum e domnul consilier, de care cam prin direcția străzii unui loc ești, sunt răspunde de opțiuni dintr-un fiecare consilier. Eu vreau să-mi iau angajament și răspund de acolo, de la care până la domnul consilier Cru, să zicem. Și el de acolo s-a strigat bine. Ăla-i sectorul meu. Domnul Popoc, vreau să spuneți ceva? În contractul te vede ce avem ce trebuie să fie numărat. Din canalizarea, asta mai am dat programul. Nu-i canalizarea pentru... La mine când s-a făcut raport, de exemplu, ca să fie jos, de exemplu, dice au de fere și eu la mine. Nu scurge. Păi cum, domnule? Domnule, dar acolo este un proiect de execuții, lasă-l bugetare, care trebuie respectat. Dacă se începe lucrările, păi dar cum să mai apropo, dacă el nu vrea să continue lucrările? Începem luni, ați auzit? Da, începem luni și... Eu am întrebat pe contabilă șefă și a zis... Nu mai revin. Hai, supun aprobări. Nu mai modificăm niciodată contabilă. Supun aprobări. Cine este pentru? Mă mulțumesc. Punctul 13. Proiect de hotărâre privind procedura de urmărire și de verificare a măsurilor dispuse prin decizia 50 din 16.1.2020 a directorului adjunct a Camerei de Conturi Bacău, e prelungirea termenului pentru realizarea măsurilor dispuse prin decizia 50 din 2017. Sunt 3 ani. Vă rog. Cine se scrie acum? Domnul Michael, acela? Pochisă, doamnă. Mulțumesc mult. Voi fi foarte rapid. La stadiul de implementare, spune aici, 10 monitor SRL, care știm că e al domnului Emil David, a emis factura numărul 15, din 31.10.2016, care a fost ștornată suma de 8.125,32 lei, reprezentând suma încasată necuvenit, cu chitanța numărul așa, din 14.3.2019, entitatea încasată suma respectivă, în spețelate, întocmind nota contabilă numărul 15. Bun. Deci, cum a dat, a recuperat numărul. Da. Iar următoarea spune așa, în ceea ce privește SCE David Electric SRL, entitatea a purtat discuții directe și telefonice pentru recuperarea sumei încasate necuvenit, care însă au rămas fără rezultat.
În timpul controlului a fost notificată societatea asupra sumei de cash pe care o are de restituit, respectiv 20.742 de lei, reprezentând majorarea nejustificată a lucrărilor de întreținere și reparații instalației de iluminat public. Urmarea acestui demers, SCE David Electric s-a angajat să plătească până pe data de 31.2020 această sumă. Deci știți ceva s-a plătit? Că numai mâine nu-i 31. Da, încă nu. N-a plătit. Încă nu și... Păi ați fost la discuții telefonice. Eu cred că a trebuit somat. Discuții, sigur, a fost nu, asta. Da, și o să vină să rezolvă și el și-a luat angajamentul că e venit până pe 31, adică mâine. Exact. Și omul probabil că stă până în ultima zi, ce să ai, dacă veni la 103 și poate veni și pe 3 februarie. Sau poate veni că dacă ia în bisec, poate veni și pe 29 februarie, că ce zice, două zile se mai pune de la noi. Da, și asta e. Da, dar se va reglementa. Ați fost reglementat și cu domnul. Da. Altcineva? Dacă nu, spun aprobări. Cine este pentru? Împotrivă? Nimeni? Fac nimeni. Punctul 14. Proiect de hotărâre privind inițierea procedurii de întâlnire a pajiștilor aflate în proprietatea pe gata cu... Pentru Trotuș. Domnul primar, dacă ne puteți spune, că scurt așa. Imediat deci seama de la urbană și o să vă să vă pregătiți pentru ultimul punct, DBS, dacă aveți ceva mai ridicat. Pentru divertis. Da. Ok, domnule. Până vine doamna Bodrog, pot să iau un pic cuvântul să vă explic ce am găsit eu niște completări, cred, la punctul 14. Da. Așa. În primul rând, în tabelul anexat documentației, avem chiar la primul rând, bolboca mare, rogoază, ținta mare. Aici s-au cumulat niște izlave din categorii diferite. De exemplu, bolboca mare și rogoază este o zonă mlăștinoasă, iar ținta mare este un teren nemlăștinos. Din prima, ne putem da seama, este o eroare. Și am făcut eu niște socotele aici, de specialitate, în cazul care nu știți, că dețin cunoștințe de pratologie și pratotehnică. Zona rogoasă, chiar și denumirea, conduce de la predominanța plantei rogoz, denumire științifică carex, care însumează undeva la 2000 de specii. Crește de la etajul alpin până la Marea Neagră. Pe site-ul MADR, conține mai mult celuloză. Pe site-ul MADR am găsit câteva informații din 2014. Și într-un subcapitol de la amenajamentele pastorale, am găsit valoarea de 1,5 tone, 3 tone la hectar masă verde, la pajiștile cu carex predominant. Și am mai găsit tot acolo, este categorisită ca fiind o pajiște slabă. Tot în literatura de specialitate, prin cărți de pratologie, am găsit coeficientul de folosință la pășunile cu terenuri umede și cu rogozuri, undeva la 25-35% în funcție de gradul de umiditate în exces. Astfel, am socotit, am văzut în tabelă aici că va da unități vită mare 1,20 capacitatea de pășunare. Eu am socotit-o științific cu datele din teren și mi-a dat în felul următor. Producția totală am luat-o pe aceasta dumneavoastră, 12.000 de kilograme, dar coeficientul de folosire calculat în teren, mie mi-a dat în jur de 30%, nu 100, cum v-a dat dumneavoastră. Astfel, am formulat aici, dacă vreți să contați, mi-a dat un coeficient de 0,30, capacitate de pășunat, deoarece sunt foarte multe plante neconsumate de animale. De exemplu, fragmites, papura, carexul care v-am zis, carexul este migra
predominant în roboaze, și ranunculus, care este și o specie toxică. În concluzie, dacă această zonă de 3 hectare, să zicem, aproximativ, este înlăștinoasă, ar trebui socotită separat, nici de cum introdus în suprafața totală de 16,53. Și luând în considerare socoteala dumneavoastră de cheltuieli, am împărțit 466, care este în documentație, la 4, pentru că este de 4 ori mai slabă cantitatea de furaj de pe suprafața respectivă și mi-a dat 116,50 lei. Socotelile astea, eu le-am făcut științific cu cărțile în față. Dacă considerați că nu este nicio greșeală și așa, mergeți mai departe. Dar eu zic totuși că trebuie un pic verificat. De exemplu, am mai găsit într-un loc aici prudul de jos, unde este și o suprafață de teren chiar în albia râului Trotuș, cu salix, cu tot felul de arboreți, ăștia aduși de apă în 2005, care s-au dezvoltat. Dar este și porțiune de prund, unde este iarba exact ca pe Dompana, de exemplu. Și ar trebui un pic mai fragmentat, pentru că nu e posibil să plătească 38 de lei cineva pe un teren bun, iar unul pe un același teren 326 de lei. Când cred că are cam aceleași lucrări aici lângă stadion cu cel de pe Dogman. În rest, nu știu, poate domnul mai cunoaște pe aici pe la Arcațiu, nu prea cunosc. Iarăși la Tuta 376 de lei, cred că este cam mult, că exact cam același izlaz ca la lagărul de aici, de la Târgu Trotuș. Și chiar și lagărul ăsta poate fi împărțit în două. Este tot așa zona aia albei Trotușului cu salci, por, plop, alb și dune din nisip. Și este și zona aia unde e destul de bună de pășunat. Și de productiv. Vă aș sugera să faceți sfată din comisie, domnule. Deci sfatul meu este că un pic eronat. Nu putem să zicem, gata, 500 de lei chirie, unul ia ce un teren bun și unul ia un teren rău și plătește la fel, că nu putem împărți. Trebuie să găsim o cale din mijloc. Dar mai general, v-am invitat să ne explicați motivul pentru care a fost inițiat acest proiect. Da, pentru că până la 1 mai trebuie toți crescătorii de animale care vor să beneficieze de ordonanța 34, trebuie urmat procedura de stabilit o procedură privind darea în închiriere acestor suprafețe de faje. După cum știți, îmi cer un pic scuze că am niște probleme și după cum știți, prin hotărârea 86, ați aprobat amenajamentul pastoral. Da. Trebuia foarte bine atunci când s-a aprobat amenajamentul citit și văzut ce s-a scris acolo. Tu ai perfectă dreptate din punct de vedere tehnic. N-am nimic de obiectare, ceea ce ai spus. Dar amenajamentul acesta pastoral a fost întocmit în două părți. Una, o parte de OSPA, Oficiul de Studii Pentologice, care a venit în teren, pot să certific acest lucru, au mers însoțit, nu știu de cine, doamna da, George, Comoi. A luat probe, a văzut calitatea pășunii. A doua parte a fost întocmită de Direcția Agricolă din punct de vedere de asemenea. Cu devii, s-a văzut că am anexat la documentație de vizu. La data respectivă trebuia să obiectăm și să nu ne însușim acest amenajament. Acum am ajuns pentru închiriere să facem niște calcule. Baza de calcul a fost acest amenajament pastoral pe care care a fost aprobat. Altă bază de calcul care s-a luat în a fost hotărârea Consiliului Județean 28 de anul trecut, în care s-a stabilit prețul cantității de masă de 0,08 lei la hectar. O altă bază de calcul care a fost stabilită a fost ordonanța 935, prin care s-a stabilit venitul minim la 1 ianuarie 2020 de 2230 de lei la oră 167,33 de lei
de raportat la venit minim, la un zilier care lucrează, îi vine 8 ore pe zi la calcul, îi vine 106 lei și ceva, 107 lei. Noi, baza de calcul privind venitul minus cheltuielile, ne-a dat un venit net pe care îl câștigă cel care închirează terenurile. Eu am amensat pe toate trupurile această bază de calcul ca să puteți să vă dați seama. Principalul punct de pornire a fost cantitatea de masă bună care a fost într-adevăr raportată, o medie a ultimul 5 ani, din 2017, de când s-a aprobat, a fost întocmit amenajament, cu 5 ani în urmă. Nu a fost o cantitate de masă verde, să spui cum se face după lege, cu împrejmuirea loturilor de 16 metri pătrați, cu întărire, cantitate de masă verde. A fost statistic raportată o cantitate de masă verde. A ajuns la direcția agricolă, specialiștii de acolo puteau să spună, e mare, mică, și s-a dat prin Agră 2B, care este o situație statistică. Știți foarte bine cum e statistica. Cât a fost? Și la, dacă ne uităm în Agră 2B și la grâu și la ors, îți date statistice. N-a venit nimeni să spună, băi, uite, eu anul ăsta pe un hectar am scos 3 tone de grâu sau 3 tone de masă verde. Și baza de calcul a fost acea raportare de masă verde statistică. Noi am dat un calcul, dar vis-a-vis de cantitatea de masă verde, știți foarte bine că am avut acțiuni noi la primărie, când au venit cei de la direcția agricolă și au mers în control pe teren la cei care aveau în închiriere pagine și trebuia să aibă împrejmuirea de 4x4. N-am găsit răzul la nimeni. De asta s-a luat statistica în calcul, pentru că noi n-am putut determina la fața locului o cantitate. Vreau să fac o completare, pentru că noi am anunțat din timp, da, pe 52 n-am fost aleatori, deci am anunțat cu 6 luni. Ca legislativ, puteți să stabiliți într-o hotărâre și având cantitatea de masă verde. Eu, ca bază de calcul, nu am avut decât amenajamentul pastoral. Eu nu m-am abătut deloc. Ce a scris acolo pe drum, pe bază, și vedeți, cantitatea de masă verde n-a fost raportată în cadrul unui trup de, să spunem, cucoara sau lagăr, sunt mai multe parcele și sunt parcele cu tufăriș, sunt parcele cu pietriș, adică nu, terenul nu este uniform din punct de vedere, să spui că toată cantitatea de masă verde este uniformă. Dacă dumneavoastră considerați, printr-o hotărâre se diminuează, deci eu nu pot să revin la cap. Da, da, printr-o hotărâre nu poți să modifici amenajamentul. Nu poți. Păi amenajamentul ăsta este pe 10 ani. Păi și dacă pleci de la amenajament, cum îl modifici? De exemplu, dar vă dau și o soluție dacă îmi dați voi. De exemplu, facem o comisie, respectăm cantitatea de masă verde care va veni statistic, nu putem să o contramandăm, dar vedem exact ce lucrări sunt. Și, de exemplu, zonele măștinoase se vor face niște desecări care sunt destul de costisitoare. Stăpăm un șan, deci, stăpăm un canal. Și lucrările le putem lua din amenajament. Că ai văzut că fiecare lucrare, pentru dacă a studiat în amenajament, luăm un trup, că aveți documentația. Domnul Bacă, da, și aici spun ce lucrări. Lucrări de executat. Defrișare vegetației arbustive pe 0,5 hectare. Cei de la OSPA s-au dus și au văzut unde și au văzut că este vegetație arbustivă de jumate de hectar, mai mică de 5 cm. În deviz, dacă ne uităm în deviz, lucrările acestea se regăsesc în deviz la partea de manual, pentru că cei care depun la APIA, toate lucrările trebuie să fie executate manual. Nu ne dă voie mecanizat. Și am luat lucrarea din deviz la manual. Și acolo se vede 0,5 mulțită cu manoperă, dă o sumă, o cheltuială. Deci noi tot, Biblia noastră este acest amenajament pastoral. Dacă dumneavoastră considerați că nu e bun, nu e bun. Dar eu nu am fost să-l modific. La ora actuală, 10 ani, este aprobat pe 10 ani, înainte. Păi, aceleași dar data la care s-a aprobat, uite, am hotărârea 86 și ai avut amenajamentul, atunci trebuia să vii cu lucrări și să argumentezi, dom'le, la Rogoază, unde am un contract de închiriere, nu mi se pare corect că am atât. Nu mi se pare corect. Acum e tardiv. Poște că n-ai cum să ceri pe cel mai mare spor la un teren care la prima ploaie torențială îi se minde apă, un teren unde sunt ierburi. E mult bun, bunătățe.
crești calitatea prin lucrări și vei obține o cantitate de masă verde mult mai mare. Păi da, asta înseamnă că trebuie modificat la cheltuiele astea. Și cheltuielile sunt de bază, dacă ne ducem la deviz, dacă aveți devizul la sfârșit. Am văzut niște. Da, la deviz, scrie acolo cât e... Acolo se mai pot adăuga niște din ieșa, că a zis că... Deci asta a zis, zis la nivelul... Păi da, haideți să lucrăm, să ne odăm pe deviz. Pe deviz, lucrările care le-au pus ăștia așa. Eu am pus, împrăștia cu noi de câmp din remor cu căruță cantitate de, am luat de 20 de tone la hectar. La întocmirea acestor calculi, să știți că am fost și m-am luat relații și de la direcția agricolă, eu nu sunt de specialitate și mi-au spus, trebuie să iei maxim cantitate de 8 tone la hectar, adică m-am documentat, nu le-am pus și... Poți depăși doar doza de azot. Mai ales în zone de astea cu... Ei n-au pus la general 8 tone, nu poți, că altfel nu mai îndeplinești cu măsurile de agromediu. Păi da. Bun, și vedeți că aici s-a luat o zi de muncă, 91 de lei, asta era la 2017, am pus cât e acum pe ziua de muncă, 107 de lei, și a rezultat o cheltuială. Dacă vă uitați la calculul pe rocoase, vedeți că dă o sumă pe împrăștea cu noi, dă o anumită cheltuială. Deci, baza de calcul a fost acest deviz pe lucrările care au fost specificate pe fiecare trup în amenajament. Nu le-am luat eu aleator, nu le-am luat. Am respectat întru totul amenajament. Pentru că mi se pare totuși aberant, nu știu, sume. Cum plătește la 38 de lei și... Dacă ne uităm... Are 8 tone aproape masă verde, cum a zis, nu? Și da, dacă vede la 8 tone... Păi da, dacă te uiți foarte atent și compari, calculul la ăla, deci 400 de lei la ăla 32, este același calcul. Deci... Nu mi-am zis părerea oricum. Eu... Ceva trebuie făcut. Eu am zis că trebuie să ne grăbim, să lămurim problema. Că o să vină iar peste capul nostru și... Nu, problema este că să vină corpul de control pentru aceste pășune, aceste pășa și vor fi foarte bine vechi. Putem cere o... Cine fac lucrurile astea? Bunoi, cine o să ne amenajament? Da, să înțeleg. Domnul primar, dacă putem să o amânare. O amânare pentru ce? Zic, amenajament e clar, s-a venit pe 10 ani, nu putem interveni pe el. Ce putem modifica? Păi nu, noi am luat în capul doar de asta sușurul. Deci, haideți să ne arătăm un pic despre aceste termene. Dacă v-ați uitat în caietul de sarcini, procedura se duce ca timp. Pentru că dacă astăzi se aprobă chirierea prin atribuire directă... Nu, documentația de atribuire s-a trebuit să aprobați. Documentația de atribuire, da. Care noi am mers pe atribuire directă în situația în care nu sunt mai multe cereri pe aceeași suprafață de teren. De exemplu, știm că s-au depus cereri cu solicitări de închiriere de teren, dar acesta a fost doar o intenție. După ce Consiliul Local aprobă, fiecare ofertant va veni la comisie care va fi stabilită tot astfel în hotărâre de Consiliu și va depune un dosar. Un dosar cu niște documente care, prin care comisia dă dacă sunt eligibile sau neeligibile. Se centralizează acele cereri care vor fi din nou aduse la cunoștința Consiliului Local, prin care spune domnul Cernea Mihăiță, dau un exemplu ipotetic, solicită un anumit trup. Poate dacă pe același trup solicitat de Mihăiță nu mai e, va fi atribuire directă la prețul stabilit, ca dacă va rămâne sau nu acesta. În situația când se constată pe trupul solicitat de Mihăiță va mai fi un alt solicitant, atunci se va proceda, a mers pe strigare, licitația prin strigare, să eliminăm acea procedură greoaie cu oferte cu plicuri și se va merge cu un pas de 5%. Deci, și sunt niște termeni, adică asta, revin la ceea ce am început, că deci, într-un termen de se analizează cererii care trebuie băgate la un consiliu. După aia, consiliul aprobă dacă îi dă lui Mihăiță ceea și nu sunt suprapuneri. După aia, dacă sunt, se face intenția pe, în 20 de zile se afișează pe site intenția de închiriere. Deci, și problema e să nu ne ducem după 1 mai cu termenele și să nu mai poată depune... Adică intrăm în altă chestie. Eu vă aduc la cunoștință toate acestea ca să nu
ne trezim că vin oamenii și ne sar în cap că nu pot depune la ape pentru că noi nu ne-am putut îndeplini sarcinile cu oamenii la jocete. Am o întrebare. Da. Cota de susținere de la APIA. Nu intră doamnă, la momentul închirierii, vă rog să nu luați în calcul veniturile de la APIA. Alea sunt veniturile care iau APIA. Nu, ele vin diferențiate față de suprafață. Nu, la fel. De calitatea 1, 2, 3, 4. Stați, probabil n-am înțeles întrebarea. Mai repetați. Deci aceeași bani vin pe toate calitățile comunului. Da, este pe hectare. Pe hectare. Subvenția la APIA nu este pe producția, pe gradul de fertilitate și favorabilitatea solului a pășun pe care o închiriez. Este pe suprafață. Deci, domnul depune o suprafață așa, este, nu știu care sunt prețurile, dar nu luăm în calcul veniturile de la... Ordonanța 34 spune se aplică în concesiune sau închiriere pe o perioadă între 7 și 10 ani pentru îmbunătățirea pașilor și omul să-și crească animale. Venitul lui e din creșterea animalelor, din ceea ce rezultă. Dar nu luăm în calcul venitul de suprafață. Asta da. E în regulă. Mulțumim, doamna. Și o soluție, totuși, să se modifice un pic, să aducă la realitate... Eu nu pot să dau soluții decât în limita amenajamentului. Doamna, da. Da. În cazul în care, deci, prețuri limite sau corpuri mari. Da, domnule. Solicitanți poate nu o să mai avem. E adevărat. Că nu o să... Poate nu o să acopere banii cu astea la APIA, acoperă. Cheltuia la timp. Să căutăm o soluție, să aducem un pic la realitate tabelă. Să se acoperă, doamne, seara 200. Să acoperă, dar cu ce bani să mai depune la întreținere? Banii nu mari? Lăsați cu terenul, nici nu au fost întreținut. Păi tocmai, nu au fost. Nu s-au făcut. Și încă un element foarte important care este consemnat în caietul de sarcini. Deci toți cei care solicită închirierea și ajung să închirieze aceste terenuri, trebuie să vină la Consiliul Local cu un plan de lucrări pe aceste suprafețe închiriate și comisia care este stabilită va urmări îndeplinirea acestor măsuri din plan. Ba mai mult, va îndeplini, va urmări să nu depășească încărcătura de unitate vită mare, pentru că nu o să exploateze, intre pe măsurile de mediu, că ați văzut că în studiu de oportunitate este și componenta de mediu. Deci trebuie urmări să nu se depășească încărcătura, să nu fie mai mică încărcătura, să se îndeplinească aceste măsuri din plan. Comisia aduce, comisia care va urmări dacă s-au executat lucrările respective, va aduce din nou la cunoștință, pentru că la sfârșit se va... Anual. Da, pentru că la sfârșit vin, deci programat, realizat. Am programat să fac lucrările astea și comisia vede dacă le-a realizat sau îndeplinit măsurile. Deci aceste pașuri vor fi foarte bine urmărite pentru bunățirea calității lor, că de asta vii cu îngrășământ, de asta curăți bolovanii, de asta curăți mușuroaiele. Nu mai e ca acum, că s-au luat bani și săracele suprafețe de pășune îți pline de mușuroaie, de vegetație arbustivă, de etăcă. Mai mult de atât, până acum prețurile au fost mici la concesii sau chirii și banii obținuți de la APIA n-au fost investiți în întreținere. Dar acum când o să fie pierd mult mai mare, e uitat din pietate. Se regulează contractul, domnul Goan. Păi, am înțeles. Tot, dacă nu sunt întreținești din respectul care se regulează. Ei urmăresc ca într-adevăr pășurile să fie curate. Ăsta a fost și scopul amenajamentului până la urmă. Deci astea cu măsurile astea de... Vedeți că este o cerință a Uniunii Europene. Și deci pe aceste pășune care sunt închiriate și sunt supuse ordonanței 34, deci sunt luate în calcul pășunile de la 1 ianuarie 2007. Pe ele nu poți să faci nimic, nu poți să construiești, nu poți să le schimbi categoria de folosință, deci au un regim mai special față de... Și chiar pe, nu vorbim numai de pășunile domeniul privat, public, pardon, privat al UAT-urilor, scuzați. În subincidența ordonanței 34 intră chiar și pășunile private ale oamenilor care au un titlu. Că eu dacă vreau să construiesc acum pe o bucată de teren în care au pășună în titlul de proprietate, nu poate. Că intru sub incidența ordonanței 34. Da, mă scuzați. În concluzie, îmi dau seama că s-au făcut superficiale determinări în teren. Nu s-au făcut deloc, nu s-au făcut determinările, s-au raportat. S-au raportat niște, de aici a pornit... Și chestia asta este
la nivel, nu să știți că nu mai este la nivel. Cred că este nevoie, dacă e posibil, de o comisie, pentru că este diferența prea mare între sumele care trebuie plătite pe hectare. Diferența de la burboaca mică, burboaca mare, cum spun, prundul de jos și prundul de sus, care este la prundul de sus, este 444 de parte de hectare. Nu, la prundul de sus, cea mai mare. Da, da. Iar nu este mai prind de jos. Cel mai mare, prețuri sunt setul, da? Da? Tot, dar cu boacă cel mai mare. Cu boacă cel mai mare. Sunt amare. Grupa de jos exagerate puțin. Se face diferența la masă verde. Acolo sunt canalizările, canale cu apă. Este iarbă, zicem, iarba de apă, dar este înrugită cu papă, deci papă sălbatică. Aia nu mănâncă animale. Păi, dacă facem un calcul la Funax, care trece iarbă, la, cum spun, la kilograme de picurăjene sau la hectar de masă verde, nu mai corespunde. Da, prețurile sunt prea mari. Da, trebuie să ne gândim, noi căutăm o soluție și dacă nu găsim nicio soluție, păi, inițierea acestei proceduri. Și după aceea urmăm pașii cu comisie, în discuțiile. Cine este pentru? Pentru inițiere. Inițiere. Deci pentru ce? Inițiere sau în urmă? Să aprem inițierea procedurilor de închiriere a pașii. Asta? Da. Haideți să rog după dată. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mulțumim frumos! La diverse, dacă are ceva ridicat, sunt diverse. Băcaru, Abădăni și Fitoi, mai întrebi pentru. Ai votat pentru mine? Nu, Petrică și doamna Postolache. Și doamna Postolache. Domnul, ați votat pentru mine. Vă rog. Și cine ar fi Domnul Boc, dumneavoastră, votat pentru? Da. Și voi, dacă o să faci, să mă ne ia cu, să plătești pentru peștele. Da, domnul Arbăță, vă rog, domnul. Deci, doamnă, aceeași problemă de fiecare lună, iluminatul public. Da, acum, ce aveți că acum ai interesul. Deci,
mă dau cu capul din masă. Dar spuneți că... Dar sunt vechi cu toamnă, v-am venit seara, v-am venit seara. Și a doua problemă, să luăm utilajul nostru, că s-a... Deci m-am... s-au nenorocit mașinii. Trecem un pic prin sat, fratele meu. Dar oricum e făcut. Acum ce-i făcut, domnul? Nu, a făcut... Păi ce a trecut? A trecut și mi-a lăsat polovanii ca să-mi rup, să mă duc să schimb picoții la mașină, ce să fac? Eu mă refer aici în zona dumneavoastră. Nu, dar nu mai zona mea trebuie făcut. Am înțeles că nu aveam eu dreptul să fac această sesizare, deci sesizarea a fost constată în următoarele. Vă rog, domnul. Deci a constat în următoarele. Am pus toți cetățenii de peste care ferată care locuiesc acolo să semneze că doresc să facă acest lucru și ceea ce s-a întâmplat. Am arătat acolo în sesizare și și am înțeles că dacă eu m-am mutat de la EON la Enel, nu aveam dreptul să fac această... Așa am înțeles, era doamna viceprimar. Deci eu m-am dus luni la EON și am depus această cerere. Și știți că v-am sunat atunci și v-am găsit în baza de date a dânșilor, pentru că dumneavoastră sunteți, da. Și a fost o discuție tema asta, până la urmă am insistat și am spus că chiar dacă dumneavoastră ați făcut-o, ceilalți cetățeni nu sunt să nu fie nedreptățiți. Mai sunt și de alți cetățeni. Da, bine, dar vreau să zic, legat de această problemă și această speță, care aveți în zona aceea. Am făcut contract între ei, mentenanța a rămas tot, dar... Bine, asta nu discutăm noi, problema. Nu, problema e vorba, discutăm noi. Da, și întrebarea mea e când se va avea de treabă. Păi da, asta e clar că am depus-o și rămâne să discutăm. Rămâne la când, da. Păi nu, oricum, și noi suntem. Da, despre... În luna noiembrie am discutat cu domnul primar despre niște protecții la corpurile de iluminat la școala Tuta. S-au realizat? Nu s-au realizat. Trebuie protecții la grădinița Produș, la calorifere. Nici asta nu e realizat. Bun. La grădinița Produș nu face față centrala. Așa. Acum au fost temperaturi ridicate, n-au fost prea mici ca să, așa, să, aș vrea să întreb, se poate cumpăra o altă centrală de 40 de kW cumva, că atunci nu necesită sau... În principiu, vă și spun, deci n-am putut să fac pentru că n-am încă bugetul. Deci nu am, așa, acum banii pe școală am zis că se fac curtea școlii, totuși, da? Și locul de joacă la Produș, la grădiniță și la luăm, bineînțeles, în calcul protecțiile respective. Acum, dacă ziceți că avem probleme și cu centrala, o să trebuiască să vedem exact despre ce e vorba. Nu știu de cât de asta actuală, câți ani are, când o fi fost pusă, mă rog. Cineva acolo să vadă exact despre ce se vorba. Păi nu, dar o să aducem... Nu face față, noi și la votare. Sunteți prima care îmi ziceți. Păi noi am avut cartul acolo în camin. Da, o să mergem și o să vedem ce este acolo. Iei banul, când iei bănuțul, ce este sacrificiu, nu? Da, noi ca noi, dar nu era vorba de noi. Doamnă, era vorba de noi. V-am mai zis dat ceva cu schimbat cu acoperișul, dacă se poate face ceva. Acoperișul la acolo la sala de sport. Ce nu se plece, doamnă? Acolo. Poate trebuie să o prinde vreun proiect cu masă caldă pentru copii și atunci am putea așa și sala aia. Da, nu știu dacă e nevoie de masă, dar cum poate zâmbește el. Nu știu dacă e nevoie chiar de masă, dar legătură cu grămile. Da. Deci, ăștia de la DSP au venit acum 3 ani și au cerut
Bun, lucrăm cu Protex. Doamna Trinitoare, ce-o înțeles că lucrăm cu Protex? Tot lampă de bază de tub, dar protecție de sticlă, care se spară. Investiția a fost lucru. A fost octopos. Când asta? Acum, în vara asta, să punem doar că v-a fost ceva. Și ce vrei să pune protecția? Plastic, da. Deci, protecție să nu scadă sticla la capul. E vorba de mine, vorba de plastic. Și la nevoie că și la prudă toate sunt simple. Dar tot a pus de tu. Bine, dar în principiu cred că o să le schimbăm pe astea, nu știu să punem LED-uri. E mult mai bun. Aveți doamna Carmen? Da, am înțeles că la ultimul control la școală, ce cum un LED trebuie să fie lumină caldă în urmă, caldă în urmă. Atunci mai ajutăm următoarea. Doamne, dacă suntem totuși la diverse, totuși se discutăm așa, mai organizat. Din el, domnul în capul. Am două propuneri și o întrebare. Prima propunere. Dacă mai sunt persoane, dați-mi voi, dacă mai sunt persoane care vin la ședința Consiliului nostru, ca invitat sau cu probleme cum a fost domnul David, să nu se mai repete, să întrebăm din prima dată, vrea să stea până la sfârșitul ședinței sau să-i dea răspunsul? Nu, domnule, ședințele sunt publice, iau voi să participe, dar nu da, domnule, dar voi să nu, domnule președinte, dar nu-i pot ca să ne strângi. Nu-i pot ca să ne strângi și nouă toată treaba noastră. Da, și eu a doua propune, da, cu doamna, domnul primar, domnul primar, dacă se poate să se intervină la societatea de transport în comun, și anume, dimineața când elevii pleacă la școală, la liceu, la Onești, fie la Tucoana, dar la Onești, autobuzul este altiplin. Conform legii circulației, n-are voie să ia în picioare. Este un autobuz cu locuri mici, mai puține. Și de multe ori nu sunt locuri. Și întârzii la alea. Dacă s-ar putea să ia legătura cu societatea respectivă, măcar dimineața, să se pună un autobuz cu locuri mai mult. Sau suplimentar. Suplimentar. Am zis eu așa. Da. Da. Și acum o întrebare. Domnul primar. Da, o întrebare și întrebarea domnului primar. Dacă, cum a promis la ședința trecută, în trimestrul ăsta sau eu știu celălalt, să mai începe lucrările de extindere a canalizării și a gazului la Tăcut Rotuș. Da, canalizarea, v-am zis, face parte din master plan. Trav, ei când... Așa, și gazele au fost, proiectul cu gaze am depus la Ministerul Dezvoltării, am primit număr pe data de 13 ianuarie 2020, așa, așteptăm să deschidă pe NDV-ul. Deci suntem oricum cu un pas în fața altora, având SF-ul deja documentat, nu știu o parte din avizii, majoritatea. Da. Da. Dar depindem și noi de ei când îi dă drumul la program. Mulțumim pentru participare. Da. Mulțumim.